G2A. Cumpără jocuri la reducere pe tot parcursul anului. Mai multe detalii în descriere. Bună dimineața România, bună dimineața București și bine v-am găsit, dragii noștri, la ultimul episod de pe Breasla Haiducilor. Unde e eu? Unde eu? Mă pui vezi să termină chestia. Păi bă, orice sfârșit înseamnă un nou început. Așa, exact, 1.14 și chestii noi. Prindem o lunare pentru sezonul 1. Băi, ăsta are un... Ah, ok, gata. Nu înțelegeam de ce să mișcă gura. Bun, ne-am strâns cât am putut să restrângem aici și pe serverul Breasla Haiducilor. Și toți care am mai rămas. Suntem pe creative pentru că vrem să facem un mic tur. Da, așa, ce? Ok, a apărut o catedrală nouă. N-am înțeles, ce-a fost cu reacția aia așa urâtă? De când am trecut aici. Bă, cum adică reacția urâtă, mă? Este extraordinară, este incredibil, este magnific, este mirobolant, este extraordinar, este țai din mine și de mine. Da. O meritat timpul de pare. Uite și clopot de aur, mă, ți-a băgat clopot de aur. Foarte important, cel mai important este clopotul de aur. Da, la second hand, ok. Și are acolo inițialele lui Dani? Dani, auzi, da, exact. Pe Dani îl cheamă H. Dani Sky, băieții, până și... Cum se cheamă astea, mă, că mereu uit. Vaze din alea, mă, că nu vine. Vitralii? Nu, mă, astea de pus plante în ele, mă. Flower pot-uri. Flower pots, așa. Ghiveciuri sau ghivece? Ghivece. Bă, uite ce fain, că pe partea asta e la... pământul e până la nivelul geamului și pe partea asta este mai jos un pic. Vai cât de șmechere. Realism! Băi, deci mă... Nu au bani de fundație. Ți-e mai mare dragul, mă, ți-e mai mare dragul. Bă, tătătătă, stai că m-am teleportat un pic înapoi. Da, și eu, Toată lumea. Într-un fel, mi-e ciudă că nu am avut mai multe proiecte de genul ăsta din astea uriașe. Să construim... Vine sezonul 2. Sunt convins că v-ați blestemat zilele, deci nu știu cât de... Da. Cred că în fiecare secundă. Nici nu erai tu, Sky, să ne zici acolo. Bă, construiți mai repede că trebuie să fie... Deci n-aveam pe ce... Terminați astăzi. F3 nu? Ca să trecem prin... Da. Băi, nene... Mamă, ca într-un cinematic aici, ești nebun. Băieții mei mai sunt pe aici? Hai că sunt băieții, n-am murit niciunul, nu? Nu, am încercat. Da, nu știu ce să zic. De ce e unul aici care n-are semn și are o găină în el? Lasă-mă. Hai să nu intrăm în detalii. Să mai întâmplă și la case mai mari. Care a fost prima casă construită pe server? Asta lui Puf. Aia lui Puf, nu? Hotelul. Trival. Era o gaură prea, nu a fost casă. Eventual putem spune că prima casă care încă a mai rămas în picioare din satul inițial... E asta de aici. Exact. Corect. Asta de lângă catedrală, da? Aici mai rămas satul inițial. Satul, doamne, casa din sat. Ca și fântâna, mă rog, o parte din ea. O parte din fântână. Mai este apă înăuntru. Mai e, mă, zombolul ăla aici. Da, mă. Era un zombolul pe aici, am băgat sub iarbă undeva aici. La mine aici era. A, uite, mă, aici, da. Chiar aici, sub scări, era băgat. Ce a făcut tăticule? S-a sufocat. Nu știu ce am omorât. Ia uite, frumusețea de casa lui Domino aici, pe scăria. Așa. Partea sus, brutăria lui Nea Ciucio. Nu cred că ai folosit vreodată Ciucio. Mi-a luat Billy odată sau de două ori, cred că a luat și el niște prăjituri și ceva, dar în rest, faliment total. Da, și puful. Faliment scrie pe aia, fraților. Demolare, gata, băgăm Bila pe aia. Păi dacă ai pus pânză de pe aia, gen pe aici? Uite, mai avem buturuca de la Colpir aici cu Dragoste Colpir. Nu știu cum a apărut, Squid Head-ul ăsta. Îmi place că pe fiecare parte îi... și Solomon Head. What the fuck, dude? Cine a pus? Deci eu am pus... Unde sunteți voi? Am pus o chestie de asta, gen să reprezinte ce este, știi? O brutărie unde se fac prăjituri și pâine și... Solomon aici. Se gătește niște Solomon și niște squid aici, puii mei. De ce nu? Ciuncio, ți-am găsit o bubă la poștă. Vai, rușine să fie. Hai să mergem toți deodată într-un loc, așa. Hai să mergem spărțiți. Toți la poșta făcută de aici, Ciuncio, aici și de ceilalți. Care n-a primit niciodată niciun colet, nimica. N-ați spus colete. Ube am găsit eu cu puf aici. Colpir, hai până sus un pic. Și asta, ia-ți aici ce frumos arată. Faliment, faliment. Păi faliment scrie pe aia, man. N-a folosit-o nimeni. Aici trebuia să fie ce stupine. Dar măcar scos cowboy-urile după, nu? Bă, a folosit cineva în mod constant lansatorul de elitra? Da, eu. De fiecare dată când mă duc la zona de shop-uri și vreau să fie mai interesant. Și când mă duc acasă. Ia uite, mă, bravo, mă. Dar tu ce să-l folosești? N-ai pentru ce? Aici au murit veterani adevărați. Ia uite, mi-a amintiri frumoase de la acest lac. Dar voi unde să pleca, bă? Cu Billy. Cum era, mă, ritualul de împerechiere, am uitat cum era. Care ați rămas gravid după toate? Trebuie să aflăm, deja... Cred că destul de mult timp. Domino, cred că de-aia și-a luat concediu de maternitate pentru sezonul 2. Versiul lui Ganicus, biserica lui Ganicus. Care posibilitate. Bă, Blu, bă, ia du-te, bă, până acasă să ne teleportăm și noi la tine, bă, că, pe cuvântul meu, deci da, am făcut un episod întreg, l-am făcut public și pe aia îmi zice, Blu, că dau spoilere. Și l-a trebuit să-l fac privat. Păi m-a întrebat lumea, dar de ce l-ai pus privat? Sunteți în spectator și nu vă văd și mă gândeam că... Sau tu ești în spectator și nu te vedem. Eu nu, dar nimeni nu mă teleportă. Ajuns așa acasă, Blu. Păi stai că n-am ajuns că am. Okay, hai mai repede. Ce încet te miști. M-am dus și eu prin mediu rapid. Parte... Gata, am ajuns. Gata. Puteți să vă dați TP la mine. Dați-vă TP la așa. Bă, lasă-mă aici, mă, baza veche, mă, vreau să vă satul, frate. Tot în față. Rățiuer. Ia uite, mă, acum ai satul și gata. Bă, și gata. Vă teleportează, what? E gata pădurea. Uite, mă, nimă, ce fain o făcut, mă. Haide, trebuia să trebuim, da? Pădurea a ajuns. M-au teleportat în altă parte. Așa te-a durit. Ce-a făcut, mă? Ai făcut o scenă de teatru, mă? Asta e Colpir. El reprezintă teatrul. Tu ești cu dramele. M-am pierdut în nether. Nu merge de pe... Dă-ți, ieși afară pe undeva și băia dă-ți de pe guștere. Gata, am făcut portal, gata. Ce vorbești? Bă, băieți, deci ce pot să zic? Tot respectul pentru sătucul ăsta magnific aici. Dacă eram și eu mai activ, poate. Nici nu-i lag, e ok. Blu, ai folosit, bă, până la urmă, ușina aia de care ferată, mama, îi dă șină de aici, din peșteră. Deci din peșteră, da, am folosit-o când minam, dar n-am tare minat în ultima vreme. Deci chiar ai reușit să folosești? Wow, ok. Oh my god, deci fii atent că omul și-a pus un beacon. Nu, dar mai am patron chest-ul lăsat pentru abonați. Am înțeles. Ah, da, chiar. Deci până la urmă facem un backup la hartă și punem pentru oameni, da? Da, o să lăsăm în descriere. De ce sunt în nether? Nu, de Billy sunt, what the fuck? Cum am ajuns aici? Bă, deci toată chestia, toată partea din satul ăsta ce îmi place cel mai mult și care mi se pare cea mai vie și cea mai colorată, e fix zona asta. Intri pe aici, prin portul ăsta, ajungi în port, de aici ajungi la fântâna arteziană, unei plin de și colorate și mișto, conacul ăsta sau ce-o fi, și după aia te duci și ajungi la moară și după aia de acolo încolo rastui pădure. Unde această minunată cetate de oameni ai pădurii. Peșterii. De copaci. Ăștia de fapt sunt oameni, mă, dar nu v-ați prins voi. Bă, unde suntem? Așa, și hai să vedem și cimitirul, să ne uităm de cimitir. Cea mai vioaie zonă din tot satul. Vioaie. Cea mai vie. Cea mai animată. Am uite aici, pentru Tankamun. Aici, ia să vedem. Să-mi fac și mie mormânt uman aici. Rit Brodby și Ganicus. Am și eu nevoie. E făcut, stai așa. Facem în sezonul 2. Domino și Chemico. Haide, viața mea. Ați și mormântează câinii și pisicile. Noi între noi. Se poate spune că s-a îngropat securea. Nu te mai da aproape de microfon, guștere. Ia fii atent ce porți a făcut omul pe aici, bă, nene, bă. Mantul, ai făcut pe astea pe live-uri, presupun, sper, din toți fețelul meu mic și negru, nu? În episoade. Episoade! Numai în pădurire am făcut-o pe live-uri. Da, vreo 3 live-uri de 4 ori. Și pereții și tu... Da, pereții. Nu, pereții am făcut off-camera. Ok, ok, vai. Mare parte, nu. Mă gândeam. Ok, casele sunt de acord pe episoade și așa, da. A, și câteva case au fost și ele pe live-uri, da. Băi, ești cât de fain, mă. Vreau și fantastic. Eu. Vreau și eu. Gata, ne apucăm sezonul viitor, vreau să-mi fac și așa. E, bă, vrei și tu. Parcă văd că iară te pui cu sătenite acolo și nu mai ieșiți din casă 2 ani. Ne mulțim între noi, mă. Și când vreți să ieșiți, nu mai vreți să ieșiți, că nu vă mai arde chef. Tașca acum pe 1.14 sunt săteni frumoși, mă, primeniți, mă. Uite, chiar vorbind de chestia asta cu 1.14 și așa mai departe, toată lumea tot specula că o să bage cândva și sate de junglă și sate de mlaștiră și așa mai departe. De fapt, nu cred că ai intenția lor. Să băgați săteni cu outfit-uri de junglă și de mlaștiră în cazul în care tu vrei să-ți faci un sat acolo. Da, poate pe viitor o să dau genul, să știi. Niciodată. Pentru că discuția a devenit mult prea serioasă. Pofa din aur a zis speculează, da. A, nu e bine, n-am zis bine. Am crezut că înăuntru cuvântul aia specula este un scula, dar nu e. Da. Bă, dar în partea asta n-ați venit aici, nu se vedeți ferma de cactus. Insulele nu le-a văzut nimeni, dar ok, hai. Pufa a zis cactus. Eu am fost deja la insule. Păcat de insula asta, că Domino a murit, dar... Blu a spus insula. Păi a murit builderul insula, știi? A murit builderul insulei. Nu mai tot l-ați văzut ta insulina. Ai pus cu sticla, mă? Okay, da, să fie, să te poți duce dintr-un loc în altul. Da, frumos. Oricum, dintre toate de asta, de camping, sunt cel mai mândru. Cu un pic de sprus, așa frumos, cu un foc. Pe 1.14 o să avem foc bloc. O să avem campfire din la șmecher. Uite și ferma de slime. Mama e de fermă de slime. Uai, stai că trebuie să mă dau pe că habar n-am unde este. Chinui zilele astea. Care-și, mă? Uf, te-ai băgat în ăsta, în nether, că nu te văd aici. Nu, mă, jos aici. E jos. Vă zic eu imediat când se o dați TP. Păi și nu pot să-mi dau TP la tine, guștere. Dacă te duci în nether. Nu sunt în nether. Puteți să vă dați acum TP. Hai că-mi dau la blucă la asta, știu sigur că merge. Ia. Poate era în game mode creative, man. Nu, sunt pe... Nu se spawnează niciun slime, pe bune? Da, gata, știu unde e. A, și se duc către Gatien, mă? Da. Fii atent aici, Și după cad, mor și... Inginerie. Asta cred că a fost prima fermă de pe Breasla, mă. Probabil, cred că da. Am făcut impresie că da. În afară de ala de pești, da. Să vedem cât s-o strâns, cât slime s-o strâns. Bula! Am venit cu bula! Bă, am crezut că ai zis altceva, în puii mei. Asta am crezut și eu. Tu cu bula ta, cu tot. Nu fi nerod, Sky. Bun, cum ne dăm TP la... Tot la mine poți să dai că să ești sus. Nu, mă, vreau să mă duc la spawn. Cum e spawn-ul? 0 cu 70 cu 0, poate? E spanac, intri în nether. Nu, e cu 100 ceva, dar nu contează. Stai că te mai iau după statuia lui Stantra, dacă mai văd. Văd un portal. Ei, am văzut statuia lui Stantra, gata, șef. Bun. Și acum dacă ne ducem înspre... Nu știu care e direcția asta. Mergeți spre Colpir? Hai, vă ducem în partea aia altă prima dată. Hai la 5-5. Hai că eu scupuf. Hai în partea asta. Eu din păcate nu prea mai pot să mai stau. Așa că vă pup până neasca, e dulce mult de tot. Duceți-vă la băieții ăștia să vedeți complet turul serverului. A fost foarte, foarte fain. Ce Minecraft a fost ăsta? 1.12? 1.13? 1.13.2. Dragilor, 1.14 la orizont. V-am popat. Seara faină. Distracție maximă. Pa, pa! Iule.